o înfrângere usturătoare, doar câteva gânduri acum la cal după acest meci. Da, toată lumea este dezamăgită. Ne-am pregătit foarte mult pentru meciul acesta și am făcut foarte multe greșeli. Și greșelile astea nu ne-au iertat. Acum sperăm să putem să trecem peste și să mai avem încă 3 meciuri. O să le luăm pas cu pas. Aveți venit după o perioadă lungă fără meciuri internaționale. Cât de mult a contat acest lucru? Nu putem să dăm vina pe asta. A fost un meci internațional și că pentru România și nu cred că putem da vina pe asta. Am avut foarte multe greșeli și într-un meci internațional echipa care greșește mai puțin câștigă și astăzi a fost Rusia. Fără să dăm vina pe anumite persoane sau anumite terți, cât de greu v-a fost să vă antrenați neputând să fiți la voi acasă pe anumite triunf? Este foarte greu să te antrenezi în vecini, cum s-ar spune. E greu pentru noi, după cum știe toată lumea, traficul din București este infernal și petrecem foarte mult timp în autocar. Dar noi încercăm să ne pregătim cât mai bine și să reușim să trecem peste această înfrângere și săptămâna viitoare să putem să mergem în Portugalia să câștigăm. Cum v-ați simțit totuși aici jucând pe un stadion de 160 de milioane de euro? Un stadion foarte frumos, mai ales să jucați și cu spectatori, chiar dacă nu au fost spectatorii noștri, dar este un sentiment foarte plăcut să poți să joci și să joci din nou cu spectatori. Ok, decizie grea la 15-10. Cât de mult a contat că nu ați transformat în puncte lovitura aceea de pedeapsă? A contat, a crezut că suntem, că putem să înscriem meciul cu Mulu. Asta a fost decizia noastră tuturor și ne asumăm. Nu putem să dăm vina pe nimeni. Noi suntem acolo în teren și noi facem greșeli.